m-am băgat în situația inconștientă. Stare mândră de mine. M-am băgat în situația de a pleca de la teatru cu tamtam, să rămân vraiște, fără nimic. Fără nimic. Mi-am dat demisia. Că se aprobă, că nu se aprobă, că mă cheamă înapoi, că nu mă cheamă, nici nu mă interesează. Nu știam de ce am făcut lucrul ăsta. Omul când face ceva, e mult mai mult de atât. În orice comportament e ceva ce urmează să se să înflorească și să apară ceva neașteptat de interesant și deosebit. Bun. Brutal. Și m-am pus într-o situație, culmea, care se întâmplă organic pe pământ acum. Toată lumea se trezește fără job sau pleacă de la job, mai ales părinții, da? Bătrânii se trezesc fără nimic la un moment dat. Și atunci, cum preia familia grija bătrânilor când sunt doi copii în familie? E la mica înțelegere între frați, între surori, cine are grijă de casa părinților, de casa, casa și casa, casa materială. El are grijă și de părinți. Unul din copii. Bun. Dacă e doar un copil, are el grijă de părintele care e fără job, fără pensie, fără... Da? În ce situație m-am băgat eu? Bun. Mi se pare foarte interesant, deci... Brutal. Pentru că când ții la casă un cățel, o pisică, tot timpul zice ce pe pepe, da? Și ai o bucățică mai bună pentru animăluț. Și cred că și pentru părintele tău, noroc, norocul tău că ai un părinte, că dai doi, vezi tu. La fel, așa e. Așa. E lege pământului, n-ai ce să faci. La mica înțelegere între frați. Unde ai mâncare pentru... Da? Unde mănâncă doi, mănâncă și al treilea. Cu mâncare s-a rezolvat. Cu bătuțul s-a rezolvat. La fel. Vezi cum rezolvi, cum împarți casa. Casa în grija ta, ai vândut, ai schimbat, ai nu știu ce, și ți-ai adus părintele. Că are bani părintele, că n-are, descurcă-te. Te-ai băgat în așa ceva și e legea pământului. Și faci asta, că altfel ai remușcări de conștiință până pleci de aici, cum zicea fiica mea, cu picioarele în față. Toți plecăm de aici cu picioarele în față. Până pleci de aici cu picioarele în față. Una. Asta e una la mână. Așa e legea. Așa stă legea. Cine nu a studiat-o, e mai ghest. Bun. Partea a doua. În comuna, în orașul, în sat, unde familia care, familia, o familie, să zicem, care și-a luat părintele în custodie, primește de la comună, de la
pe iarnă. Lemnele de foc, ce-o fi însemnând asta, orice ce subînțelege încălzirea pentru iarnă, a casei. Deci preia tot comuna. Pentru că e luat în custodie un părinte care n-are așa. N-are nici pensie, nici da. Dacă are pensie, bun. Dar dacă n-are nici pensie, nici, da? Și casa odată copiilor, ca să aibă grijă, da? Gata. Și-a luat de grijă. Acum e mai bine să fii părinte în familie decât copil. Au schimbat legile pământului. Bun. Și își preia încălzirea comuna unde se află casa și părintele luat în custodie. Și uite cum aleargă toată lumea să-și aducă părinții acasă. Așa. Casa și se achită și lumina. Dar câtă lumină folosește acolo? Oricum folosește casa lui lumina, nu? Că părintele oricum se culcă odată cu găinile, ziceam. Așa. Plătește și lumina, să zicem, o jumătate din costul luminii. Și asta 30 ani. Așa ceva. Cam asta, 7 minute a ținut. Mai vedem. Brutal.